Nici în sănătate lucrurile nu sunt mai liniștite și angajații Direcției de Sănătate Publică din județul Hunedoara au declanșat astăzi greva de avertisment, nemulțumiți pentru că salariile lor nu au mai fost majorate din anul 2018. Colegii lor de la casele de sănătate au obținut majorarea grilei de salarizare, în timp ce solicitările DSP-urilor au fost respinse, deși și această instituție face parte din sistemul de sănătate. Da, există acest protest, pentru că în momentul în care se face o creștere salarială în sistemul sanitar, este clar că ni se pare corect să existe pentru tot sistemul sanitar acea creștere, pentru că toți lucrăm în acest domeniu, toți dorim sănătatea persoanelor care sunt într-un județ, pentru că nu este vorba doar de Direcția de Sănătate Publică a județului Hunedoara, ci aproape toate direcțiile de sănătate publică au aceste tipuri de protest, pentru că doresc doar un lucru. Toată lumea din sistemul sanitar să aibă aceeași salarizare, pentru că la muncă egală și ceea ce înseamnă retribuția să fie egală. Și atunci colegii au considerat că este dreptul lor. În cadrul Direcției de Sănătate Publică există două sindicate care sunt unite și doresc același lucru, da? Deci muncă egală, salarizare egală, pentru că este un lucru normal și cred că fiecare dintre noi înțelege acest lucru. Și pentru a trăi decent, cred că trebuie să fim retribuiți cu toții decent, tocmai pentru a ne aduce aportul la ce înseamnă prevenție și sănătatea persoanelor din județ. Până când nu se va ajunge la soluționarea revendicărilor, protestele vor continua. Nu este exclusă declanșarea grevei generale.